Da, doamnelor și domnilor, Gigi Becali a ajuns în urmă cu foarte puțin timp la mănăstirea Drăgănești Vlașca pentru a se închina la cea mai veche icoană din lume. Haideți să vedem imaginile, dar și declarațiile făcute de acesta. Ce faceți? Ați venit la mănăstire. Da. Ați venit să vă închinați la icoană. Am mai fost. Ați mai fost. O și vine noapte. Cu ce gânduri ați venit? La Sfânta Liturghie, că e duminică astăzi. Icoana a fost la icoană. Cum vedeți această procesiune? Iată, după 2 ani de pandemie, foarte grei pentru toți dintre noi, cu multe restricții. Cum vedeți acest pelerinaj? Păi, pelerinaj în fiecare duminică, nu ca acest pelerinaj. În fiecare duminică, biserică, 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 biserică. Biserică, 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 biserică. Foarte mulți oameni, foarte mulți oameni. În fiecare duminică, pelerinaj. Fiecare mică, biserică, biserică la Hristos, la Sfânta Liturghie, dacă vreți să meargă bine. Hai, Domnul să vă ajute. Doamne ajută, mulțumim.